În decembrie, toată Constanța se va muta iar în tărâmul magic al Crăciunului. Timp de o lună, Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie va redeveni centrul artistic, cultural și spiritual activ al orașului în cadrul Festivalului Iernii 2017, un spectacol-eveniment concept special gândit pentru copii. De pe 8 decembrie 2017 și până pe 14 ianuarie 2018, Țara Piticilor va redeveni tărâmul magic al Crăciunului, populat cu personajele din poveștile copiilor tuturor generațiilor. Publicul va deveni parte din poveștile participând activ la spectacol și ateliere alături de sutele de animatori și personaje din bază. Din 8 decembrie vă așteptăm în Parcul Tăbăcărie, în Țara Piticilor, care se va transforma în tărâmul magic al Crăciunului, ca și anul trecut, pentru a sărbători împreună acest sfârșit de an și minunată sărbătoare a Crăciunului. Copiii sunt așteptați la spectacolele care vor avea loc la scena Castelul Fermecat, cât și în atelierele pe care le vom desfășura în fiecare zi, de la ora 11 la ora 21, unde profesorii vor aștepta să construiască împreună lucruri, să danseze, la cursurile de pantomimă, să scrie scrisori moșului și multe alte lucruri frumoase pe care le vom pregăti pentru ei zi de zi. Nici părinții sau bunicii nu au fost uitați. Organizatorii le vor pune la dispoziție târgul de Crăciun, unde vor găsi o gamă extrem de variată de produse și dulciuri specifice perioadei sărbătorilor de iarnă.